RR minus corpuri minus D minus iluminat.ro. Ce e așa greu, bă? Bine, m-am înțeles, îți mulțumesc tare mult oricum că ai fost băiat prom. Bun, cică, Cristina, ești o frumoasă. Claudiu, da, un nebun irecuperabil. Mulțumesc mult de tot. Zice așa, familia Botoșăneancă din Darabani. Cunosc, cunosc, am fost acolo, pe la Bușeșa, pe la, prin zona respectivă. Mă, eu sunt, nu știu dacă o fi frumoasă, dar cu mintea cum sunt. Că l-am pe ăsta, uriașul ăsta în față. Frumoasă, italian. M-a potolit, m-am înfipt în fotoliu. Știu, uiți, bă, așa pofticioasă la mine. Bă, nu e dat de mâncare, băi, Gabi? Nu. Ai venit cu câinile necrănite în emisiune? Special. Așa că vezi că s-ar putea să fii mic dejun. Da, Găbițu alături de, de noi, de la dresaj cu Gabi.ro, da? Atenție! Da. Italian că asta focoase... Așa se cheamă dresaj cu Gabi? Băi, pleacă-mă de aici! Băi, băi, dă-mă ceva de mâncare! Alo! Am avut un copil de 9 ani aici! Era mai proaspăt, mai fraged! Eu am 35 de ani, sunt mai mestești mult la mine, băi! Îmi dai voie să mă așez? Băi, eu zic să nu faci glume de astea. Uite și tu cum strâmbă din nas. Freia. Ce strâmbă din nas la mine? Eu strâmb din nas la tine, mă? Parlare italiană, bella ragazza! Dacă latră ăsta, eu leșin aici. Ăsta dacă latră, tot dorim în televiziunea, crede-mă. Povere, sitare! Oi, doamne, Băi, Gabi, dă-mă încolo de treabă, dar e posibil așa ceva. Băi, eu v-am zis pe faptul că e dresor și că ceva, ceva... Deci în niciun caz nu se repezea să-l muște. Ei, doamne, nici nu, doar a avut așa, a purtat un dialog cu mine, mi-a răspuns la întrebare. Faptul că țipa la ea, în timp ce ea stătea jos, a provocat-o. Bine, și eu am lăsat-o special pentru că am văzut. Eram sigur că nu se-l muște. Băi, putana italiană! Mă duc și eu stăt de vorbă de la o distanță cât de cât sigur, așa. Bă, orice câine, oricât câine, oricât de periculos ar fi, poate fi învățat ca la un semnal al stăpânului chiar să nu muște oricât de nervos ar fi? Da. Chiar dacă, chiar dacă deci, vorbim de câini periculoși? Da. Deci rasele de câini periculoși, așa zisele rase, Rottweiler, Pitbull, Doberman. Dacă stăpânul are grijă de la început, îl dresează la o vârstă mică. Cât? Și 4-5 luni e vârsta optimă la care se poate începe dresat. Am înțeles, 4-5 luni. Poate fi dresat și mai târziu, dar e mai dificil. Și pe aia, și dacă stăpânul se ocupă de el și lucrează cu dresorul, și nu o să aibă nicio problemă. Deci nu sunt rase agresive. Sunt rase agresive fiindcă le facem noi. Ca să zici că ai făcut un dresaj complet, ar însemna câte luni și câte zile pe săptămână? Nu, sau luna, deci predresajul, care se începe la vârsta de 4 luni și include câteva comenzi. Freia, gata. Băi, să știi că ți-a pus gând rău. Crede-mă ce spun, că mârie de rupe televiziunea acum. Dar de ce zici așa? Cuprinde câteva comenzi și ești curcat, mers în lesă și... Deci... Vreau să fac adrenalin. Mers un les, refuz de hrană de la străini, să nu mănânce de pe jos. Așa. Durează în jur de o lună jumătate, depinde de câine, în condițiile în care eu vin acasă la proprietar o dată la 2 zile. E mai bine să se facă dresajul acasă? Sau e mai ușor? E înțelege mai bine? Freia, n-ai voie. Ce vorbiți, băi? Am încercat să mă dau și mai apropo. Bă, nu mai provoca, mă, lasă-l în Freia, pace, gata. Mă. Cum o cheamă, mă? Freia. Băi, Freia italiană, e nevastă mea, mă pot apropia de nevastă mea, mă. Mă, e tovară și tu vrei cu pantalonii rupți? Ia în spate, îi vrei și în spate? Freia, gata, fată. N-ai potolit. Vrei să-ți facă model pe... Glume de prost, guri, de la un câine la un om. Da, pe aia mici când îi vedem? Nu ne aduci cu... Doamne, cine știu ce să-i aducă? Ești culmea! Mă duc să-i aduc eu cu cățelul. Doamne, deci lași câinile aici? Nu, cu cățelul ca să se țină după ea. Nu. De pe ea, scuzați. Doamne, sunt absolut adorabil. Deci se duce... Și stai, mă, noi ce facem în direct acum? Cu cine rămânem? Cu tine! Stai puțin, Freia. Ce vorbești, bă, tu vrei să lași câinile aici singur și tu să pleci de aici? Freia. Stai un pic. Dacă nu mai țip, stai un pic, Freia, culcat. Stai să execute comenzile, Claudiu, șezi. Așteaptă. Stai cu minte, Claudiule. Stai cu minte, nu mai provoca câinele. Așa, și Freia cu minte și Claudiu. Șezi, Claudiu. Așteaptă. Păi deci câinele ăsta poate fi dresat, dar tu în niciun caz nu ai leac. Băi, tu te rog frumos să stai liniștit, că dacă ăsta se enervează, întâi trece pe la mine până ajunge la tine. Tu înțelegi? Gata, frate, pe mine nu mă mai interesează.
Deci de acum, băi, putana italiana. Hai cu aia, șmecheră, hai să ne măsurăm la urca pe scări. Băi, dar fii atent că stă acolo, deși te enervezi, stă. Dacă a venit și cu pui, acum s-ar putea să fie mai păi de asta s-ar putea să fie, mă, supărată Doamne, pe mine. Sunt absolut adorabil. Ce vârstă au? Două luni. Două luni? Două luni, da. Sunt incredibil de drăguți. Cristina? Sunt câini periculoși? Nu. Uite-l pe ăla ce a fugit. Ce s-a aruncat ăștia cu gotul? Cutu. Băi, alo! Unde fug, mă, ăștia? Deci n-ai văzut așa ceva, e nenorocire. Cristina? S-au speriat din cauza zgomotului. Da. Cristina? Hai. Prezentator într-un picior, ghișciu percăcei. Mie mi-e frică de ala. Bă, ce faci, mă, nenorocești câinele, mă? Hai, grașilor, hai. Uite-ți și tu ăla cum se chinuie să urce, deci n-ai văzut așa ceva. Cât costă un pui din ăsta, Gabi? Sunt destul de scumpi, în jur la 400-450 de euro. Tu vorbești serios? Da. Știi, deci dacă vreți... În condițiile în care sunt o rasă foarte rară. Păi asta vreau să zic, că nu prea am văzut câini din ăștia aici. La noi în țară sunt aproximativ 100 de exemplare în toată țara. 100 de exemplare în toată țara? Da. Și noi avem un exemplar în această dimineață plus încă 3 case. 4, da. 4 exemplare. Deci, bine, un exemplar și... Ce te uiți, bă, la mine, că sunt urcat acum, ce vrei de la mine? Ce mi-ar plăcea să-ți... Să nu zic eu ce. Ce? Înțeles, așa, ceva. A ajuns și ea. Ce ți-ar mai plăcea? Da, mi-ar plăcea foarte tare. Spui că de la 4-5 luni se pot dresa. Care sunt câinii cel mai ușor de dresat? Ce rasă? Păi, rămâne în general, lupul? Câinii lupi. Lup. Ciobănesc cu german. Da? Rottweiler e ușor de dresat. Da. Și mai știu eu o rasă ușor de dresat. Bărbatul. Nu, e, dacă e vorba de tine, în niciun caz. Da. Soțul, e ușor de dresat. Măi, toată emisiunea vrei să ne măscărim? Da. Odată dresat câinele, trebuie mereu să exersezi sau odată ce am învățat niște comenzi, toată viața le ține minte? Le ține minte, dar în principal ca să le... Trebuie să... Nu să exersezi, să-l pui să facă comenzile astea. Odată pe lună, odată la o săptămână, odată la două luni. Eu am cumpărat la un moment dat un câine care avea 5 ani și l-am cumpărat de la un spăitor care nu mai avea ce să-i dea să mănânce, de la un rom. Da. Și l-am întrebat, e dresat? Era un dog german mai mare ca asta, superb. Și mi-a spus, zice, e atât de prost câinele ăla că nu știe să facă nimic, că-l bate toată lumea. Și l-am cumpărat și am descoperit într-o săptămână că acel câine era foarte bine dresat, atât că stăpânul lui... N-a mai exersat cu el. Nu știa ce trebuie ce să... Deci câinele nu uitase niciuna din comenzi. Deci ei nu uită. Nu uită. Odată s-ar putea să fie încăpățânat și să nu vrea să facă la un moment... Sau nu știi cum să-i dai comanda. Da? Sau să-i reamintești. Și doi, e posibil ca dacă nu exersezi cu el... Să nu te mai asculte. Să nu te mai asculte, pur și simplu. Aha, dar el nu uită, de uitat nu uită. Nu uită sub nicio formă. Deci am, cu alte cuvinte, cu câinele tău am dat de dracu, că dacă mai vine o dată în emisiune, sigur nu mă uită ăsta. Da, deci dacă vreți un câine ăsta de... Cum ai zis că se cheamă? Mastino Napoletano. Mastino Napoletano, de Halește Prezentator TV. Fără niciun fel de problemă, sunați în regie. Ce faci, bă? Băi, Vero, tu loc să mă ajuți, ai centura neagră la karate. Dă-i o karate lui aia să mă lasă în pace, ești chiar culmea. Deci colega mea, cameraman, în loc să mă ajute pe mine, îți place cum stau cocoța pe aici. Stă și face fotografii. Dresaj.gabi.ro. Mai multe detalii, mai multe, ca să zic așa, ponturi, da? Despre cum să-ți dresezi câinele. Găbițu, există vreo limită în a-ți dresa câinele? Un câine poate fi învățat să facă orice. Am văzut tot felul de trăznăi. Să facă pamortul. Michia noastră, pe vremea când era tinerică, cânta. Avem și noi o cățelușă. Da, dar nu orice câine poate fi învățat să facă orice. Adică? De ce? Pentru un exemplu, dresaj de agresivitate. Sunt anumiți câini care nu pot fi... Nu fac sub nicio formă. Nu, adică de... ce vrei să spui, că un chihuahua nu poate să fie fioros? Ba da, deci întotdeauna există pericolul să te muște un chihuahua sau un pechinez în locul unor câini de talia asta. Tu vorbești serios? Da, pentru că un câine de talia asta, în general, nu mușcă. Chiar dacă e mare, e fioros, n-a fost lăsat niciodată să muște. Mulți din ei, dacă n-au făcut dresaj de agresivitate, nu știu să muște efectiv.
Deci nu știu să strâng așa cum trebuie. Pentru că un pechinez îl lasă să muște cât vrea. Aha. Să te tragă de mână, să te tragă de haine. În timp ce pe unul de ăsta, când s-a făcut deja la 6 luni și are 40 de kilograme, da? Nu-l mai lași nici în joacă, nici în glumă să te muște. Nu-l mai... A, da, și nu, că prin, nu știe să muște. Prin exercițiu pechinezul chihuahua care mușcă în mod normal, chiar ar putea să te muște normal? Și chiar da, să te doară. Da, deci... Pe când unul din ăsta, dacă nu-l înveți tu ca și stăpân, deci dacă nu-l faci într-unul agresiv, care să fie învățat să muște, s-ar putea să nu te muște. Eu am pățit-o cu un ciobănesc, deci nu numai, poate să fie agresiv, dar nu știe să muște. Am pățit-o cu un ciobănesc, da? Da. Ciobănesc carpatin imens, da? În parc era cu două bătrânele, la 60 și ceva de ani. Câinele, unul din cei mai mari câini pe care i-am văzut vreodată. Aha. În jur de 90 de kilograme, imens. Da. Fiind de nebunit cu câini, m-am dus și eu la ele și le-am întrebat, doamnelor, pot să mă apropii, mușcă? Cam mușcă și zic, ce vârstă are? Mi-a zis, un an și două luni. Zic, a, atunci m-am apropiat, am mângâiat câinele, m-a lăsat să-l mângâi și stăteam de vorbă cu stăpânele și gesticulam. La un moment dat m-am trezit cu câinele agățat de mână. Deci efectiv m-am trezit cu câinele. Aveai o brățară naturală la mână. O brățară mai mare. Da, deci el nu știa să muște, m-a prins de mână, dar n-a strâns ca un câine care... Care avea intenția să rupă din tine. Și care era adresat să facă lucrul ăsta. Muște, a, exact, care era adresat să facă lucrul ăsta, da. Bun. Dresajul se face prin bătaie? Nu, dresajul se face prin recompensă. Că mai sunt unii care încearcă acasă să-și dreseze câinele și le mai aplică și bătăi. Nu, e o greșeală? Se spune că te ține minte și la un moment dat te capsează. E adevărat asta? Nici asta nu e adevărat. Deci o palmă mi se poate da la momentul oportun. O pălmuță ca pedeapsă. Da. Dar nu... În niciun caz nu o să te țină minte pentru că ai dat o pălmuță. Dacă îl bați mai rău, s-ar putea că la un moment dat când are impresia că e amenințat, nu. A. Când are impresia că e amenințat și ține minte că l-ai bătut rău cu piciorul, cu parul sau cu altceva, da. Să revină de la tine și dacă ai un câine mai mare... Da, da, deci dresajul se face prin recompensă. Prin recompensă. A făcut ce i-ai spus, primește ceva. Nu, face ceva ca să primească recompensa. Aha. Deci... Exact, nu așa a spus și Cristina, că dacă face ceea, comanda pe care ai dat-o, atunci îl recompensez. Da. Bun. De câți ani ești dresor? 4 ani. De 4 ani. Ți s-a întâmplat vreodată să fii mușcat? În timpul dresajului, mă refer, că așa ne povesteai de... Nu, deci chiar nu mi s-a întâmplat. Bine, mi s-a întâmplat la dresajul de agresivitate, dar nu mușcat de manșon. Da, sunt anumite obiecte cu care se lucrează. Da. Și pentru asta sunt făcute să înveți câinele să muște, tocmai cum spuneam. Și cele mai ciudate sau deosebite lucruri pe care ai văzut sau ai învățat un câine să facă? Ce vreți, bă? Care deci, ar fi? Deci, titlul de acolo, eu l-am văzut cel dinainte. Da, eu nu învăț să facă câinii lucruri trăznite, eu învăț să nu mai facă lucruri trăznite. Pentru că de cele mai multe ori lumea mă cheamă pentru că câinele lor le roade trandafiri, le roade vița de vie, roade telecomanda, dărâmă televizorul. Papucii de la ușă, porți, nu merge în lesă, trage în toate direcțiile, în toate părțile. Eu încerc să... Nu încerc, să-i cumințești cum ar fi. Exact, să corectez lucrurile pe care le fac ei trăznite. Aha. Da, ți s-a cerut vreodată să înveți câinele să, nu știu, să stea în două labe și să... Nu, să fluiere. Să fluiere în puștiu, așa. Nu, și cinstit, nici nu știu precis dacă aș putea să fac asta. Deci oamenii vor ca ai lor câini să fie mai liniștiți, să nu facă tâmpenii prin curte. Dacă ai un rottweiler de 30 de kilograme și când ajunge acasă sare pe tine, sau ieși cu el pe stradă și când ieși cu el pe stradă trage în toate direcțiile, se duce după orice câine, după orice pisică, da, și când te trage, potolit, te târăște un pic, e agresiv să iei de la oameni. Astea sunt comportamente pe care le pot corecta. Pot fi corectate. Bun. Există o vârstă maximă până la care un câine poate fi dresat? În principal nu. Adică un câine poate fi dresat și la 4 și la 5 ani, nu la fel de bine și la fel de ușor ca un pui. De 4-5 luni. Aha. Dar poate fi dresat. Da. Pentru că englezii au o vorbă, că nu poți să înveți un câine bătrân trucuri noi. Știi că bine... Da, e o vorbă, dar nu e chiar adevărat. Nu e chiar conformă cu realitatea, da? Nu poți învăța toate comenzile sau orice comandă, dar să-l calmezi, să-l liniștezi, să-l potolești. Bun. Să-l faci să meargă în lesă, e perfect. Îți mulțumim, dresaj cu Gabi.ro, așa-l cheamă pe om, ce să facem. Ideea este în felul următor, că noi bărbații avem ceva de învățat din această emisiune, nu știu dacă sunteți conștienți de acest lucru, și anume că solidaritatea feminină lucrează și interrasial, ca să zic așa, între rase, câini cu femei. Cristina a luat câine în brațe. Am reușit într-un final. Putana italiana nu-i zice nimica. Asistentele, uitați-vă și la noastră. În patru labe umblă asistenta noastră prin fața
lui Mastino Italiano, nu-i zice nimica. Eu am râs un pic la ea așa, eu am zis simpatic, dar n-am râs simpatic și a început să mărâie la mine, da? Vezi, dar Sorino, e posibil așa ceva. Sorino, vezi să nu te confunde cățelușa cu o surată de-a ei. Da, mulțumim foarte mult lui Gabi, publicitate și revenim. Aflăm adevărul. Băi, Găbițu, poți să mă dau și jos de aici? Că-s ca un cocoștâr, dă-o n-ai bine, deci Michel. Băi, emisiunea mea, bă, deci nu e emisiunea ei. Dă-te că e foame câinelui. Deci vine javra aia la mine în emisiune și mă ține urcat pe toate batele. E posibil așa ceva? Publicitate și revenim să vă spunem cu o mai tare doctoriță de dințologă din țară, să vă spunem care sunt adevărurile și care sunt minciunile despre albitul dinților. Eu știam una din liceu, dar mi-e și rușine să vă zic, dar totuși o să vă zic după pauză. Stimați iubitori ai muzicii populare și de petrecere.